Am să vă rog să deschideți scripturile, respect să Noul Testament, la Cartea Faptele Apostolilor. Astăzi ne vom uita la capitolul numărul 1. O să citim integral. Eu am să folosesc traducerea GBV 2001, dar vă rog să mă urmăriți în orice traducere aveți în față. Mai schimbăm un pic și registrul cărții, adică formatul, dacă vreți, și traducerii din care citim, nu pentru că am avea ceva împotriva traducerii Cornilescu, ci vrem să vedem, ok, și alte traduceri cum prezintă lucrurile. Nici o traducere nu este inspirată în sine și nu este infailibilă, ci este mai aproape sau mai departe de adevăr în funcție de și cunoștințele celui care a tradus, de interese și așa mai departe. Traducerea GBV 2001 este mai literală sau ne oferă sensurile literale ale cuvintelor. Se pierde din cursivitate, dacă vreți, sau din dinamica textului, dar pe partea ilaltă câștigi un pic pentru că te îmbogățești în sensuri și în ceea ce înseamnă un cuvânt sau ceea ce însemna în momentul respectiv. Deci, Faptele Apostolilor, capitolul 1, o să citim textul integral. Am alcătuit cea din tâi istorisire, Teofile, despre toate câte a început Iisus să facă și să învețe, până în ziua care a fost înălțat, sau luat sus, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse porunci apostolilor pe care i-a ales, cărora, după patimile sale, li s-a arătat el însuși viu, cu multe dovezi, fiind văzut de ei timp de 40 de zile și vorbind cele despre Împărăția lui Dumnezeu. Și fiind împreună cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte promisiunea Tatălui, pe care ați auzit-o de la mine, pentru că Ioan, în adevăr, a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duh Sfânt. Ei, deci, fiind adunați împreună, l-au întrebat, spunând, Doamne, în acest timp restabilești împărăția lui Israel? Și el a zis, voi nu trebuie să cunoașteți timpurile sau vremurile pe care Tatăl le-a așezat sub propria sa autoritate, ci veți primi putere când va veni Duhul Sfânt peste voi și veți fi martorii mei atât în Ierusalim, cât și în toată Iudeea și Samaria și până la marginile pământului. Și spunând aceasta, pe când priveau ei, a fost înălțat și un nor l-a luat dinaintea ochilor lor. Pe când priveau ei țintă spre cer, în timp ce el se ducea, iată, au stat lângă ei și doi bărbați în veșminte albe, care au și spus, bărbați galileni, de ce stați privind la cer? Acest Iisus care a fost înălțat de la voi în cer, așa va veni, în felul în care l-ați văzut mergând spre cer. Atunci s-au întors la Ierusalim de la muntele numit al Măslinilor, care este aproape de Ierusalim cât un drum de sabat. Și când au intrat, s-au suit în camera de sus, unde stăteau atât Petru, cât și Ioan, și Iacov, și Andrei, Filip și Toma, Bartolomeu și Matei, Iacov al lui Alfeu și Simon Zelotul și Iuda, fratea lui Iacov. Toți aceștia stăreau întrugând în rugăciune, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și împreună cu frații lui. Și în zilele acelea, Petru, ridicându-se în mijlocul fraților sau ucenicilor, a spus, fraților, trebuia să se împlinească Scriptura pe care Duhul Sfânt a spus-o mai înainte prin gura lui David, despre Iuda, care a devenit călăuză celor ce l-au prins pe Iisus, pentru că el era numărat între noi și a luat sorțul slujbei acestea. Deci, în adevăr, aceasta a dobândit un ogor din plata nelegiuirii sau nedreptății și căzând cu capul în jos, a pleznit prin mijloc și s-au vărsat toate măruntaiele. Și lucrul acesta a ajuns cunoscut tuturor locuitorilor din Ierusalim, astfel că ogorul acela a fost numit în limba sau dialectul lor, Acheldama, adică ogorul sângelui. Pentru că în cartea psalmilor este scris, locuința lui să ajungă pustie și să nu fie locuitor în ea, și slujba lui de supraveghetor sau episcop să o ia altul. Deci trebuie ca unul din bărbații care au mers împreună cu noi în tot timpul în care Domnul Iisus intra și ieșea între noi, începând de la botezul lui Ioan până în ziua care a fost înălțat de la noi, unul dintre aceștia să fie împreună cu noi martor la răbierii lui. Și au pus înainte pe doi. Pe Iosif, numit Barsaba, zis Iust, și pe Matia. Și s-au rugat și au spus,
Tu, Doamne, cunoscător al inimii tuturor, arată pe a care dintre aceștia doi l-ai ales, ca să primească sorțul sau locul acestei slujbe și al apostoliei de la care Iuda s-a bătut ca să meargă la locul lui. Și au tras la sorți pentru ei și sorțul a căzut pe Matia și a fost numărat cu cei 11 apostoli. Amin. Acesta este conținutul întregului capitolul, cum îl avem noi în Bibliile noastre. Dacă ne aducem aminte, rândul trecut la București am început un studiu despre viața și practica adunării. Și primul mesaj, sau în primul mesaj, ne-am uitat la ceea ce înseamnă fundamentul și mandatul adunării. Și ne-am uitat la câteva pasaje și din Noul Testament, ce am văzut și din Exodul, tocmai ca să ne fie clar înainte ochilor că Dumnezeul din vechime, dacă vreți, și Dumnezeul noului legământ sunt același Dumnezeu și funcționează după aceleași principii. Nu s-a schimbat cu nimic. Suveranitatea lui rămâne absolută. El este imuabil sau neschimbător. Și așa cum a poruncit să-i se facă o casă în termenii lui sau un cort în termenii lui, lui Moise, vei să faci după chipul care ți s-a arătat, nu după mintea ta, Moise. La este același Dumnezeu care i-a dat lui David și măsurile, dacă vrei, și schița templului, și același Dumnezeu care în Hristos face planurile și Hristos spune: eu voi zidi adunarea mea sau casa mea. Și unul din versetele la care ne-am uitat a fost în 1 Timotei 3. De fapt sunt două versete, 1 Timotei 3, 14 și 15, unde Pavel se adresează lui Timotei spunând: scriu sperând să vin la tine cât mai curând. Iar dacă voi întârzia, adică dacă se întâmplă să întârzi și să nu mi se împlinească dorința să vin cât mai curând, să știi cum trebuie să se poarte cineva în casa lui Dumnezeu, care este adunarea Dumnezeului celui viu, stâlp și temelia adevărului. De aici învățăm clar că adunarea este casa lui Dumnezeu, este a Dumnezeului celui viu, nu altul, și este stâlp și temelia adevărului. Ne-am uitat și am văzut cine e ziditorul casei, cine este proprietarul casei, cine e arhitectul, dar și relația specială din Matei 16 când spune: voi zidi, trage Cornescu, biserica literală, adunarea mea. E a mea, nu e altuia. Și datorită legământului celui nou există o relație specială între el și cei a lui, adică adunarea sa. Și atât Hristos se prezintă ca un constructor și folosește termeni de construcție a unei case, la fel și Pavel ne prezintă că adunarea este o casă. Și ne-am întrebat și mai ridic din nou întrebarea: cine face regulile în casa lui Dumnezeu? Dacă adunarea este o casă, cine face regulile? Păi cel care o deține, care are dreptul să facă lucrul acesta. În cazul de față, Dumnezeu, nu omul. Astfel încât Scriptura trebuie să fie autoritatea supremă, pentru că în ea vedem această realitate a proprietarului și a regulilor pe care el le-a pretins și le impune în casa lui. Din păcate, cele mai multe formațiuni religioase, secte, biserici, culte, cum vreți să le spuneți și să le spunem, nu arată că se țin de acest tipar, că recunosc că Scriptura este autoritatea finală în ce privește materia de doctrină sau credință și practică. De fapt, la practică vedem cum se joacă ei și că nu recunosc Scriptura ca fiind autoritate finală în ce privește viața celor biserici. Moise primește autoritate să supravegheze construirea cortului și să dea legi din partea lui Iahve. Și Hristos Domnul la fel, are toată autoritatea literală în cer și pe pământ, Matei 28, 18, ca să construiască o casă pentru gloria Tatălui Său. Da? Și să-i dea legi. Și i-a și dat legi și a și construit, în ciuda nerecunoașterii acestui lucru de către o parte din creștinătate, o parte însemnată, numerii vorbind.
Domnul nu dă niște legi ca altul să vină și să completeze la legi. Și o să revenim un pic la ideea asta, că e foarte importantă. El nici nu vrea ca să vină vreun intermediar între el și ceea ce numește adunarea mea în Matei 16. Relația este prea importantă datorită legământului. Trebuie să fie direct între el și adunarea lui. Așa că nu există intermediar, locțitor sau alte lucruri de genul acesta. Și ne dăm seama că oricine vine și face altfel decât prezintă Scriptura, e în eroare. Nu vreau să mă întind prea mult cu în introducere cu recapitularea, dar am ajuns la Faptele Apostolilor. Nu vreau să stăm să ne uităm la cartea Faptele Apostolilor să facem un studiu exegeză pe ea, ci pentru că suntem la studiu vieții și practicii adunării, aș vrea să ne uităm în carte și să ne tragem niște concluzii în ce privește viața și practica adunării din Ierusalim, cât și a celorlalte, fondate de către aceasta. Vă readuc aminte că pe pagine Noului Testament se regăsesc 4 generații de adunări la care putem să le facem o radiografie și să vedem că toate au aceleași lucruri în comun. Deși fiecare adunare în sine e unică, totuși ele au aceeași radiografie, același schelet, la fel cum ne uităm la noi. Avem particularitățile noastre care ne fac unici. Și fiecare om este unic în sine. Dar toți avem un schelet comun, toți avem, dacă vreți, o radiografie comună. Avem același... suntem focuți pe aceeași construcție, pe același calapod. La fel și aici. Adunările trebuie să împărtășească aceeași natură, dacă vreți, același fel de a fi, deși ele se manifestă în mod unic în funcție de timp și spațiu. Și asta e frumos. Slavă Domnului pentru asta. Chiar de la început, dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, vedem că suntem întâmpinați cu ideea că ceea ce urmează să citim, ceea ce urmează să studiem, este o continuare a unei scrieri anterioare. Bineînțeles, autorului. Autorul în cazul de față fiind Luca. Sau Luca Evanghelistul. Am alcătuit cea din tâi istorisire Teofile despre toate câte a început Iisus să facă și să învețe. Până ziua care a fost înălțat, s-au luat sus literal după ce prin Duhul dăduse porunci apostolilor pe care i-a ales. Pentru a putea studia Cartea Faptele Apostolilor, trebuie să avem și cunoștință, sau cum spunem noi, habar despre cea din tâi istorisire. Care e cea din tâi istorisire? Cea din tâi istorisire este prima, dacă vreți, în ordine cronologică, pe care o scrie Luca, autorul acestei epistole. Putem să-i spunem epistole, că până la urmă e o scrisoare și asta, o istorisire. Deci trebuie să fim familiari cu prima scriere cu Evanghelia după Luca. Bineînțeles că nu o să începem acum să studiem Evanghelia după Luca, că nu o să terminăm. Dar noi am studiat Evanghelia după Luca, dacă ne aducem aminte, și știu că fiecare dintre noi am citit-o măcar o dată. Deci suntem familiarizați cu ceea ce scrie acolo. Cu toate acestea, aș vrea să ne readucem aminte anumite aspecte, pe scurt, din Evanghelia după Luca, care într-o anumită măsură se regăsesc sau le găsim în toate celelalte 3 evanghelii care au mai rămas. Faptele Apostolilor are un destinatar precis. Nu-i David, nu-i fratele Costi cât de lângă mine, nici sora Doina, e Teofil. E una din scrierile care are un autor, un destinatar precis, cu subiect și predicat, Teofil. Luca îi scrie lui Teofil. Asta nu înseamnă că noi, pentru că nu ne cheamă Teofil, sau chiar dacă ne-a chemat Teofil, nu trebuie să citim. Dar ea a fost scrisă lui Teofil. Și asta are și importanța ei. Pentru că și prima scriere a fost adresată tot lui Teofil. Și dacă înțelegem relația, sau cât putem să
înțelegem din relația lui Luca cu Teofil, putem să ajungem și la niște concluzii în ce privește de ce s-a scris, motivația, atitudinile și să înțelegem că Luca îi scrie unuia care cel mai probabil nu era evreu. Și din detaliile pe care le vedem aici, care era cât un drum de mers în ziua sabatului, trebuia să ofere niște detalii ca acesta să poată să-și formeze un sistem de referință, să înțeleagă cu ce are de-a face. Dacă Luca își începe prima scriere în Evanghelie, întrucât mulți au încercat să alcătuiască istorisirea faptelor de plin crezute printre noi, așa cum ni le-au transmis cei care de la început au fost martori oculari și slujitori ai cuvântului, mi s-a părut bine și mie, care am cercetat de la început toate acestea, să ți le scriu în ordine, prealesule Teofil, ca să cunoști certitudinea sau temeinicia lucrurilor în care ai fost învățat. Vedem că în Evanghelia după Luca, în prima istorisire, Luca, evanghelistul, scrie lui Teofil, îi se adresează prealesule Teofil. Această expresie cu prealesule Teofil, să știți că o întâlnim și când Pavel se adresează în apărarea lui Faptele Apostolilor 24:2, dacă nu mă înșeală memoria, prealesule Festus. Este o formă de adresare politicoasă față de cineva care, căruia vrei să-i recunoști fie meritele, fie poziția socială. Dacă astăzi a merge la o instituție a statului, bună ziua, mă numesc, bună ziua, domnule Cutare. Nu e ca și când îi spui, hei Cigel, hei Ion, hei Maria. În cea de-a doua scriere sau istorisire, Luca se adresează fără prealesule Teofil. Îi spune direct pe nume Teofil, ceea ce arată o intimitate mai mare, o apropiere mai mare, o relaționare mai profundă. Dacă vreți, cad titlurile. Deși nu neapărat în sine prealesul reprezintă un titlu. Ne dăm seama că Teofil ajunsese de la statutul de la prealesule la Teofil. Mie asta îmi spune că s-a produs o schimbare și în urma cercetărilor pe care Luca le face și cercetării lui Teofil, acesta a ajuns într-adevăr să cunoască certitudinea lucrurilor. Nu doar să se bazeze pe o istorisire orală, ci să aibă ceva fizic concret pe care să-l poată cerceta obiectiv, pe care să-l poată pune la test, la care să se poată referenția în viitor. Să zic, peste 2 ani, peste 5 ani, am fost învățat asta, hai să mă întorc înapoi să văd ce mi s-a spus la început. Și ne dăm seama că Evanghelia, dacă vreți, și mesajul pe care îl scrie Luca în prima lui istorisire, își face treaba. Prealesule Teofil, ajungem la Teofil. Și Teofil acesta nu se mulțumește doar de a cunoaște anumite lucruri despre Iisus. Vrea mai mult. Și vedem că Luca investește timp ca să scrie Faptele Apostolilor și Teofil să aibă aceste învățături și aceste relatări despre, până la urmă, viața și desfășurarea adunării din Ierusalim și a celorlalte. Deci Evanghelia a lucrat în viața omului acestuia. Nu te-a pus să vorbești despre istoria ta cu cineva care nu se identifică cu tine. Ci vrei să-ți prezinți istoria cuiva care sau cu care te identifici. De exemplu, dacă ai un album cu poze, nu mergi pe stradă cu el să arăți la toată lumea poze. Face parte din istoria ta. Uite cum eram în trecut, uite cum eram la un an, la doi, la trei, la patru, la 10, la 20. Vei face asta cu oameni care vrei să relaționezi, vrei să ai intimitate față de care să te deschizi. De asta relația este una, am putea spune, profundă. Și lucrurile scrise aici nu sunt bârfe, cancanuri. Sunt de cea mai mare importanță.
De asta ne dăm seama că Luca investește timp să scrie lui Teofil, care nu doar era un posibil candidat să vrea să se identifice cu Iisus, ci mai degrabă îl vedem ca unul care vrea să se identifice și mai mult cu Iisus și cu ceea ce acesta a întemeiat. Și în Evanghelia după Luca și în celelalte evanghelii vedem minunile pe care le face Iisus, vedem cum se împlinesc în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mesia, atât de multe prorocii, profeții făcute de Domnul de-a lungul timpului, începând cu ceea ce spune în Eden lui Adam, că o să trimit un sămânț, o să trimit pe cineva care să vă scoată, să vă smulgă din starea asta. Și vedem asta în Evanghelie, vedem asta și în Evanghelia după Luca. Practic, în Iisus se împlinesc cu o precizie nemai întâlnită, la virgulă am putea spune, o sumedenie de profeții pe care Dumnezeu le face. Și lucrurile astea le vedem și le descoperim în Evanghelie. De ce? Că asta îi scrie și Luca în Evanghelie lui Teofil. Ca să cunoști certitudinea lucrurilor. Adică să fie bine încredințat că acest Iisus nu este oricine, ci este Mesia. Este Mesia. Dar Evangheliile și Luca nu ne vorbește doar despre, sau Evanghelie nu ne vorbesc doar despre minuni. Vedem și viața de ucenicie a celor care au ales să se identifice cu Iisus. Vedem viața de închinare a acestora. A celor care formează practic prima adunare. Și aș vrea să fiți atenți la ce vă spun. În timpul vieții pământești a Domnului, celor 12 apostoli le-au fost încredințate sau le-au fost date și predate principiile, poruncile cu privire la casa lui Dumnezeu. Suntem în Faptele Apostolului 1:1. Și o să vedem mai jos că Domnul s-a întâlnit cu ei și a vorbit despre lucruri privitoare la împărăție. Dar Domnul nu vine să le mai dea legi, nu vine să le dea cină aici, nu vine să le vorbească despre botez, ca și când ar fi fost ascunse până acum. Constituția adunării a fost dată de mult, cu 3 ani înainte. Modul în care trebuiau să facă misiune, îl știau. Cum trebuiau să se organizeze financiar, îl știau. O să vedem, avea 120 de nume. Își cunoșteau membrii. Botezaseră înainte de fapte 1:1. Luaseră cină înainte de fapte 1:1. Tot ce privește organizarea și funcționarea, viața unei adunări, le fusese rădate și le găsim unde? În Evanghelie, nu în fapte. În fapte vedem modul în care aceștia au funcționat sau manifestat, mai ales după consacrarea noii case, adică adunării la cinzecime. De-aia nu a fost construită la cinzecime, finalizată la cinzecime și dată în folosință la cinzecime. Ea a fost construită sau s-au adunat materiale în prealabil, a fost construită în prealabil, da? Și dată în folosință oficial la cinzecime. Dar construcția, adunarea de materiale, finalizarea s-a făcut în prealabil. Nu poți alege apostol dacă nu ai instituția care să funcționeze, adunare. Cum astăzi nu poți alege pompier, de exemplu, dacă nu ai instituția care se ocupă de pompier. Nu poți să ai așa ceva. Deci, reținem, în cele 4 evanghelii nu avem doar înșirire de minuni și fapte mărețe făcute de Iisus, ci găsim tot corpul de principii, legi, rânduieli și percepte după care o adunare se organizează și funcționează. Și sunt foarte importante evanghelii. Apropo, de asta, ca să înțelegem la adevărata valoare și cartea faptelor, trebuie să avem o bază solidă în ce privește evanghelii. În cea din tâi istorisirea mea. Trebuie să o înțelegem. Poate cineva va întreba sau vă obiecta, de unde știi că într-adevăr până la fapte 1:1 aveau ei într-adevăr tot grupul de legi, tot ansamblul de porunci,
toate principiile, toate perceptele. Păi știți, de unde tot din Evanghelie? Ce am studiat rândul trecut? Și ce am studiat de atâtea ori? Matei 28, 18 la 20. Toată autoritatea literal mi-a fost dată în cer și pe pământ. Ca atare, ce să faceți? Mergând, învățați, faceți ucenici, învățând să păzească tot ce v-am poruncit. Nu spune tot ce vă voi porunci sau tot ce va mai trebui să și aflați. Mandatul, și o să vedem noi până unde, era reluat din nou un text la margine pământului, presupune să mergi cu ceva ce deja ai fost învățat, cu ceva ce deja ai fost ucenicizat, cu ceva ce deja ai ca experiență la activ. Deci procesul de ucenicie ți s-a făcut ca la rândul tău să poți să ucenicizezi pe alții. Și atunci, învățați să păzească tot ce v-am poruncit, ne arată clar că aveau în Evanghelie, în momentul acela, înainte ca Iisus să se înalțe la cer, ce? Tot ce aveau nevoie. Tot ce v-am poruncit. Tot ce v-am învățat eu până aici. De asta e important să înțelegem că în Evanghelie se găsește tot corpul acesta de principii, legi, rânduieli și percepte. Tot în Evanghelie să știți că îl vedem pe Hristos cărucind ca și cap al legământului. Acesta este legământul cel nou. Nu-l face în Faptele Apostolilor sau în Apocalipsa. Îl vedem ca Mesia. Expus prin minunile pe care le-a făcut, prin împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu în el, a profețiilor și așa mai departe. Unde? În Evanghelie. Îl vedem ca miel de jertfă, ca împărat, ca mire. Unde? În Evanghelie. Nu că celelalte nu l-ar prezenta, dar obârșia lor se află în Evanghelie. Și da, îl vedem cum își ridică, cum își clădește propria casă, asemenea lui Moise. Unde? Tot în Evanghelie. Profeția din Deuteronom 18, că Domnul vă va ridica un profet ca mine, un dătător de lege, unul care va supraveghea și va pune bazele unui nou legământ, se află în Deuteronom și se vede împlinirea unde? În Apocalipsa? Păi, eu zic că plinirea se vede în ceea ce a făcut Dumnezeu în Hristos în Evanghelie. Nu există o contradicție între Evanghelie și urmează, dar o bârșea și, dacă vreți, legiferarea lor se vede în Evanghelie. De asta, până la urmă, începem și cu ele și Noul Testament începe cu ele. Începutul adunării îl vedem în Evanghelie, nu în Cartea Faptelor. Cartea Faptelor ne prezintă desfășurarea vieții adunării din Ierusalim și lucrarea lor de a misiona, că au înțeles că trebuie să meargă până la marginea pământului. Mă rog, inițial o prefera să fie doar local să stea. Și Domnul s-a asigurat că nu îi vor strica planurile prin dorințele lor bune de a fi împreună, că nu e o dorință rea să fie împreună. Adunarea, să știți că exista înainte de Fapte 1 cu 1 și era gata să fie dată în folosință publică imediat ce se împlineau cuvintele lui Hristos, care le-am citit și noi în Fapte 1. Veți primi putere când va veni Duhul Sfânt peste voi și veți fi martorii mei atât în Ierusalim cât și în toată Iudeea, Samaria și pe marginea pământului. Și puterea aceasta care e legată de mărturie, o să vedem, urma să vină peste ei. Și literal e putere. Evanghelia după Luca ne prezintă o istorisire a faptelor de plin crezute printre noi. Asta am citit. Luca pune accent pe ceea ce Iisus a făcut, așa începe Fapte, primul capitol, a început să facă și să învețe. Adică acțiunile lui Iisus și interesant, știți care e prima acțiune care e scoasă în evidență? Începând cu botezul. Supunerea voită a lui Hristos, voluntară, de a fi botezat de Ioan. Este o acțiune ce a început Iisus să facă. El nu a pretins ceva ce nu a făcut. Vedem minunile ca parte din acțiunea lui Iisus. Și vedem că culminează cu moartea și învierea sa.
Deci Luca pune accent pe ce a făcut, ce Iisus a făcut și a învățat acțiunile lui și a învățat reprezintă învățătura, doctrina noului rabin. Termenul de aici în greacă e didache, adică unde avem noi român didactic. A făcut cu ucenicie în care a învățat, dacă vreți, într-un mod sistematizat. Practic avem în Evanghelie, într-un cuvânt, tot ce era necesar ca să fie identificat acest Iisus cu Mesia, iar Teofil să ajungă să aibă un fundament temeinic asupra credinței creștine. Și acum apare o întrebare logică. Ok, bun, cred că Iisus e Mesia. Și ce urmează? Și noi ne-am pus credința că acest Iisus a venit, s-a născut, s-a întrupat, s-a născut, a trăit, plăcut lui Dumnezeu, a murit și a înviat. Și ce urmează? Mâinile în buzunar și în vârful patului. Luca scrie ce a urmat după ce Iisus a murit și a înviat, tocmai ca să-i dea lui Teofil și o direcție asupra ceea ce urmează după ce ți-ai pus încrederea cu certitudine în lucrurile care ți-au fost învățat. De asta e important să înțelegem legătura dintre Evanghelia după Luca și Evanghelia în general și Faptele Apostolilor. Pentru că există o continuare logică în cea de-a doua scriere a lui Luca. Cartea Faptelor, să știți că este o carte care prezintă o lucrare excelentă și utilă. Ne arată viața adunării din Ierusalim, vedem perpetuitatea sau continuitatea acesteia prin fondarea de adunări creștine. Până la anumită măsură, să știți că Adam are continuitate și în mine, David. Rasa lui continuă. La fel, adunarea din Ierusalim, să știți că are continuitate și prin noi. Și asta ne arată unde, în ce ne-a introdus Dumnezeu, în Hristos. Și în același timp arată și că avem și noi, trebuie să ne asumăm răspunderea și să călcăm pe urmele lor și să fim și noi un exemplu ca ei. Este o răspundere pe care o avem. E un privilegiu să te poți identifica, dar e și o răspundere în identificarea aceasta. Și aș vrea să avem aceste două realități în minte. Da, adunarea din Ierusalim, într-o măsură, trăiește și prin noi. Pentru că ne identificăm cu ea, în principii și în doctrină. Dar trebuie să fim credincioși Harului și să ne asumăm răspunderea noastră. Ca și prin noi, mai departe, alții să trăiască și să ducă învățătura și principiile acestea și practica mai departe. Că de aia am fost lăsați pe pământ, să mergem până la margine lui. De asemenea, Cartea Faptelor este importantă pentru că vedem neamurile introduse în ecuație. Vedem adunări exclusiv formate din neamuri sau care conțin o compoziție mixtă, evrei și neamuri. Introducerea neamurilor, dacă vreți, în adunare, aici o vedem prima dată. Vedem că Petru este cam primul și singurul dintre cei 12 care se uită și Domnul folosește spre neamuri. Nu că ceilalți nu ar fi putut fi folosiți, dar el e folosit cu precădere. Domnul a făcut o alegere între noi ca prin gura mea neamurile. După care vedem Petru și lucrarea exclusivă aproape pe care o face între neamuri. Și ne bucurăm și slavă Domnului pentru asta. Vedem răspândirea și progresul Evangheliei în mai multe părți ale lumii, dar și să știți suferințele îndurate de către cei care au mers cu Evanghelia în diferite părți ale lumii. Și astea ar trebui să ne motiveze și pe noi. În toate suferințele și încercările pe care trecem și Domnul le îngăduie. Am alcătuit cea din tâi istorisire Teofile până începând cu ce a făcut Iisus și a învățat până în ziua care a fost înălțat. Și aici, în versetul 2, după ce prin Duhul Sfânt dăduse porunci apostolilor pe care i-a ales. Noi suntem la punctul în care vrem să extragem lucruri
practice din viața adunărilor la care ne uităm. Și un prim lucru pe care aș vrea să-l vedem și la care să ne gândim este că Iisus, prin Duhul Sfânt, a dat porunci apostolilor pe care i-a ales. Nu o să intru în ce înseamnă alegere aici, cum i-a ales, astea le regăsim și în Evanghelia lui Luca, sau după Luca. Dar vreau să reținem că Domnul Iisus alege pe cei 12, în punctul ăsta rămâne cu 11, Iuda nu mai era, și vine și prin Duhul Sfânt le dă porunci apostol. Da. Textul nu spune că a dat porunci la 70 de ucenici sau întregi adunări sau tuturor ucenicilor pe care avea în momentul ăla. Sau lui Nicodim, care a dus 100 de litri de smirnă, cum ne-am uitat noi săptămâna trecută. Nu. Ci vedem că dă porunci apostolilor. Nu că aceștia ar fi fost o clasă aparte. Dar ei l-au urmat pe el mereu și au fost cei mai aproape de el în tot timpul ăsta. Și e normal ca lor să le înmânezi lucrurile astea. Și vedem că nu au primit doar niște porunci. Textul nu spune Iisus dăduse porunci apostolilor pe care i-a ales. Vedem că apare Duhul Sfânt. Practic ni se spune și cum au primit porunci. Adică în strânsă legătură cu Duhul Sfânt. Asta spune textul. Nu în afara lui. Da, urma să fie o perioadă în care eu să mă înalț, nu vă las orfani, vă trimit pe Duhul care să vă călăuzească. Era, dacă vreți, această predare-primire. Urma ca Hristos să predea și Duhul să vină să fie un alt mângâietor. Cu ei. Și aveau nevoie de călăuzire. Cât timp Domnul Iisus era fizic cu ei, se ocupa de tot. Dar acum urma să se înalțe și aveau nevoie de cineva de același fel, de aceeași natură, un alt mângâietor, asta înseamnă. Alos, de același fel. Cum eu sunt Dumnezeu, la fel vă trimit pe Duhul care este și El, Dumnezeu. Și o să vedem dumnezeirea Lui imediat, a Duhului. Dar ce vreau să scot în evidență este că la nivel de adunare, de apostoli în cazul ăsta, predarea aceasta sau darea poruncilor și primirea lor nu s-a făcut în afara Duhului Sfânt, ci prin Duhul Sfânt. Și e important lucrul acesta. Acest lucru, printre altele, distruge mitul conform căruia apostolii nu aveau Duhul Sfânt înainte de cincizecime. Eu am primit asta înainte de cincizecime. Undeva 7-10 zile, depinde cum nume. Sau că n-ar fi fost născut din nou. Păi, dragii mei, Duhul Sfânt de aici în imagine este, dacă vreți, un liant. Ce am eu, Iisus, aveți și voi. Am suflat peste voi, luați Duh Sfânt. În prealabil de acest eveniment. Este ceva ce am comun cu voi, eu, Iisus, și voi cu mine, apostoli. Că peste voi am suflat. Și ăsta e modul prin care ei primesc aceste porunci. De ce? Ca să aibă putere, autoritate și înțelegere. Nu îi lasă Domnul pe ei să-și treacă propriile concluzii vis-a-vis de poruncile lui. Nu putem pricepe corect fără Duhul Sfânt poruncile și nici să le împlinim. Ne lipsește puterea. Domnul ne dă voința și înfăptuire. Avem nevoie de puterea lui, avem nevoie de călăuzirea Duhului, avem nevoie de mângâierea lui, de părtășia lui. Nu suntem orfani, ci avem Duhul lui, Iisus, în noi. Ca asta studiem la Galateni. Nu mai sunteți robi, ci sunteți fii. Dacă sunteți fii, le spune Pavel Galatenilor, sunteți moștenitori și Dumnezeu a pus în inima noastră ce? Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Avem toate aceste realități în noi și apostolii le aveau. Erau născuți din nou, erau puși deoparte ca să fie apostol. Nu erau lipsiți de Duhul lui Iisus sau de Duhul Sfânt. Un detaliu. Poruncile de aici, în limba greacă, nu se referă doar la simple comenzi. Du-te, fă. Fiind împreună sau adunați versetul 4, le poruncește ceva. Versetul 3. Fiind văzut de ei timp de 40 de zile și vorbind cele despre împărăția lui Dumnezeu.
Vedem că Domnul le dă porunci în contextul unui dialog. Și efectiv, literal, poruncile de aici, să știți că termenul folosit presupune să-ți explic obiectivul final. De exemplu, fratele Costică lângă mine. Te rog, du-te la magazin și cumpără aia pentru că. Una este să-i spui du-te și cumpără, fără să-ți expun finalitatea, și alta este fă cu tare lucru pentru că. Nu vă mai numesc rob, ci vă numesc prieteni. Pentru că cunoașteți acum. Sunteți frați cu mine. Vă spun anumite taine. Vă spun care e scopul pentru care vreau să faceți lucrurile acestea. Nu vi le ascund. Deci ni se explică obiectivul final. Adică atingerea scopului, dacă vreți. Rezultatul sau scopul final. Și e important să știi scopul final. Și că nu ești o simplă așa unealtă. Du-te! Faptul că vreau să-ți relev și îți relev lucrul ăsta arată că ai importanță în ochii mei. Și să știți că adunarea de la început a avut revelat tot ce-i trebuie. Pentru că există o relație particulară, specială, deosebită ce are la catemei legământul. Da? Și Domnul binevoiește să ne arate poruncile și să ni le explice. Din nou, cine dă porunci? Petru. Nu. Domnul. Prin Duhul lui, nu altcineva. Versetul 3 continuă și spune: după patimile sale, li s-a arătat el însuși viu, cu multe dovezi, fiind văzut de ei timp de 40 de zile și vorbind cele despre împărăția lui Dumnezeu. Domnul li s-a arătat viu, le-a dus dovezi, așa vedem, și a vorbit cu ei. Adică a existat o comunicare, un dialog, dacă vreți, o relaționare, nu a fost o închipuire, un vis. Dovezile din text aici, literal, reprezintă un semn. Gândiți-vă semnul de circulație, un indicator, care îți furnizează informații incontestabile. Am putea spune, te ancorează și mai mult. Și asta a fost motivul pentru care Domnul îi se arată viu cu multe dovezi și vorbind cele despre împărăția lui Dumnezeu. Vine să încredințeze, să, dacă vrei, și să le ridice moralul, să întărească și să le arate dragostea lui, să o manifeste timp de 40 de zile, să-i motiveze, să-i înflăcăreze, dacă vreți, și să le spună cu subiect și predicat care sunt pretențiile lui și să le explice scopul. Și fiind împreună cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim și să aștepte făgăduința. Ni se dă sensul literal al cuvântului la și fiind împreună sau fiind adunați. Sunalizo din greacă de aici, efectiv înseamnă asta, să fie adunați. Nu, în jurul lui, nu de capul tău. Nu s-au adunat pentru că au vrut ei. Erau adunați în jurul lui. Și în imaginea aceasta unei adunări în care stai în jurul și gravitezi în jurul mai marului tău, care fie vorba între noi, arată pe un convocator și pe un superior și pe niște ucenici și urmași convocați. Deci este imaginea unei congregații, ca să fim mai direcți. Aici le porunceze să nu se depărteze de Ierusalim. Și ideea aceasta de ei vă poruncesc să nu vă depărtați de Ierusalim este însoțită de o explicație. Pentru că ați auzit. Și înseamnă că cineva vine și îți dă o comandă pentru că este pe deplin autorizat să facă lucrul acesta. Am putea spune noi în termeni umani, comanda, porunca a trecut prin tot lanțul de autorizație. Prin toate canalele adecvate. Deci ceea ce Hristos le poruncește este perfect în armonie cu voia Tatălui. Și apare o întrebare. Eu când explic textul ăsta sunt și eu în armonie perfect cu această explicație, cu aceste canale, dacă vreți, prin care a trecut informația.
Deci Hristos nu vorbește de ele, el reprezintă interesele Tatălui și le reprezintă corect. Și ei au înțeles că li se poruncește ceva, da, în acord. Și primesc o comandă în acord cu ceea ce a fost hotărât. Și li se și explică de ce. Ioan în adevăr a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul, cu Duh Sfânt sau literal în Duh Sfânt. Le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim. Ce e Ierusalimul? Refugiul creștinilor. Orașul care era cel mai simpatizant cu Iisus și adepții lui. Ierusalim, Ierusalime, care? Ce faci? Primești cu brațele deschise pe... Nu așa spune, care o mori cu pietre. E locul unde a pătimit. Este locul unde a pătimit. Este locul unde erau dușmanii cei mai aprici al lui Hristos. Nu în Galilea, dragii mei. În Ierusalim. Dar vreau să reținem un lucru uitându-ne la realitatea asta, când Domnul îi spune, hei, vă dau o poruncă, vă explic de ce și rămâneți în Ierusalim. Nu vă depărtați de Ierusalim. Cel mai mare pericol nu este acolo unde stau dușmanii noștri adunați. Cel mai mare pericol este să fii unde Domnul nu este și unde nu ne poruncește să fim. Chiar dacă am cei mai mulți dușmani într-un loc, dar Domnul e cu mine și îmi spune stai acolo, e de 10 ori sau de infinit ori mai bine decât să fiu în locul care mi se pare mie cel mai ferit, dar Domnul e cu mine. David, când a păcătuit cu Bathsheba și de acolo s-au succedat o serie de consecințe negative și de lucruri pe care a trebuit să le sufere și el și poporul, a fost pentru că nu era unde trebuia. Era pericol să fii pe câmpul de luptă cu Ioab și cu ceilalți. Era. Dar Domnul era acolo. Ce a însemnat să stai în palat, să te duci pe acoperiș și să fii în siguranță cu ghilimele de rigoare? Păcat. Aș vrea să reținem asta. Orice adunare trebuie să se asigure și prin aplicare practică și eu ca individ, dar vreau să ne uităm aici pe context de mai mulți, că voi vă poruncesc să nu vă depărtați, nu-i spune lui Petru singular, singular. Fiecare adunare trebuie să se asigure că este în voia revelată, că este în locul și că face ce vrea Domnul să facă. Și pentru asta avem nevoie de Duhul Sfânt, ca să ne călăuzească. Fără asta, să știți că putem să stăm bine, comozi, la căldură, în bănci, pe scaune sau unde om fi, în aer liber, că nu contează. Dar nu vom fi în siguranță cu Domnul. Și va fi vai și amar de noi la câte pericole ne expunem. Nu după multe zile veți fi botezați literal în Duh Sfânt. Din momentul Paștelui până la 50-ime erau, după cum ne spune și termenul, 50 de zile. Domnul moare, învie la 3 zile, stă cu ei 40 de zile. Aceste nu după multe zile sunt undeva între o săptămână și 10 zile. Da? Și efectiv, literal, asta s-a și întâmplat. Dacă ne uităm la calupul de versete de la 6 la 11, de obicei este, are subtitlul cu înălțarea la cer, vedem că în contextul acesta, ei fiind deci adunați împreună, cine? Păi cei 12. Din versetul 2, când le dă porunci apostolul, aceștia vin, Domnul vorbește despre, în primele versete vorbește despre împărăția, Luca ne relatează că Domnul le-a dat porunci și le-a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu și ei vin și adresează o întrebare. Fiind adunați împreună, l-au întrebat, spunând, Doamne, în acest timp restabilești împărăția lui Israel? Împărăția... Nu spune împărăția universală invizibilă. Noi nu suntem aici în contextul ăla. Noi suntem aici național. Fizic.
ai de gând ca în acest timp să restabilești împărăția lui Israel? Putem spune că într-o anumită măsură de întrebarea lor are o justificare în sensul că tot vii la noi 40 de zile. Textul spune, li s-a înfățișat viu, a vorbit cu ei timp de 40 de zile. Ok, bun, dacă tot ești viu cu noi, ce se întâmplă? Ce urmează cu împărăția lui Israel, unde și noi suntem fizic prezenți? Ai de gând să o restabilești? Și Domnul, ce face? Domnul le mută focusul pe ce? Spre ceea ce conta cu adevărat. Și un alt lucru pe care vreau să-l înțelegem este că chiar dacă există niște realități imediate și poate evidente în ochii noștri fizici, să știți că totdeauna trebuie să nu uităm că vederea divină trece dincolo de vederea ochiului nostru. Și când Domnul ne dă o poruncă, ne dă o poruncă în ciuda oricărui lucru care se poate întâmpla în sfera noastră vizibilă. Și Domnul le mută focusul pe ce? Ce v-am spus? Nu vă depărtați de Ierusalim. Domnul nu vrea ca apostolii lui și ca ucenicii lui să fie ignoranți sau necunoscători. Dar aici vine textul și spune că Tatăl a păstrat sub autoritatea sa timpurile sau și vremurile. Cronos, timp cronologic, și Kairos, sau contextul specific, circumstanțele, oportunitățile. Asta e Kairos. Deci și pe unul și pe altul Domnul le ține sub autoritatea sa. El determină cine e împărat, cine e rege, cine e conduce, cine e înfrânt și așa mai departe. Domnul ține inima împăraților ca o râu în mâna sa. Proverbul. Se vede suveranitatea lui. Că Domnul ține asta sub autoritatea sa, e dreptul lui și voi nu trebuie să cunoașteți aceste lucruri acum. Voi trebuie să vă puneți priceperea sau trebuie să vă focusați pe ce? Spre ceea ce contează și anume că există o ordine a priorităților. Începește planul lui Dumnezeu. Voi restabili Israelul, dar nu acum. Acum voi trebuie să reprezentați interesele mele. De ce? Pentru că peste puțin timp urmează că eu să plec fizic de aici. Dar voi rămâneți fizic aici ca să reprezentați interesele mele. Când o avea eu de gând, așa cum mi-am asumat înaintea Tatălui și cum există legământul etern, ca fiecare să-și asume ceva, când eu voi considera de cuvință, când Tatăl va arăta vremurile și oportunitățile, circumstanțele, păi atunci o să vin eu și eu voi restaura împărăția, dar până atunci voi trebuie să mă reprezentați pe mine corect. Și de asta le mută focusul. De pe ei ca națiune, ca etnie, dacă vreți, împărăția lui Israel, pe ceea ce aveau de făcut în împărăția lui Dumnezeu. Ok, nu vă uit și Dumnezeu nu-și uită legământele sale și promisiunile pe care le-a făcut și faptul că Israel va fi restabilit. Și vedem providența lui n-ai păstra, n-ai exista astăzi statul Israel. Dar pentru ucenicii lui, pentru apostol, pentru adunarea lui, el vrea nu să-i restaureze pe evrei în momentul ăsta. Da? Ca împărăție, ci vrea ca adunarea lui să treacă dincolo de ce izbește ochiul și de situația în care erau cotropiți de romani, ci să înțeleagă că Dumnezeu este al tuturii, al întregului pământ și El vrea să fie reprezentat de ei până la marginea pământului, nu doar în granițele lui Israel. Și atunci Domnul le mută focusul și le spune că există ordinea priorităților. Acum, datoria voastră, focusul vostru este să mă reprezentați corect. Rămâneți aici, pentru că nu după multe zile veți primi o putere de sus. Dunamis, putere, nu autoritate. Asta e focusul vostru. Pe termen scurt și pe termen lung o să-l vedem. Îl și știau, dar le amintește. Nu împărăția. Domnul spune, când dă mandatul adunării Marea Trimitere, nu spune că ei sau prin ei va restabili Israelul. Ai un subiect separat, care are timpul, vremea, oportunitățile ei în ochiul lui Dumnezeu. Ce învățăm? Că suntem la lucruri practice. Trebuie să îl reprezentăm pe Hristos în termenii lui,
acolo unde ne vrea El și cum vrea El. Focusul nostru trebuie să fie clar, poruncit de Hristos. Cum și pentru era clar, nu după multe zile veți primi o putere, nu ca să restabiliți ceva fizic. Și mai mult de atât. Veți primi putere când va veni Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Este puterea primită de sus un cec înalt? Mi-au dat Dumnezeu acum putere și noi decidem ce facem cu el. Nu, textul nu spune asta. Textul spune, veți primi o putere. Le spune momentul când vor primi și le spune și scopul. Îmi veți fi martori, nu criminali. Nu veți pune mâna pe sabie să vă ciopărțiți între voi, nu o să vă puneți să bateți pe alții, nu o să faceți răscoale cu romanii sau să vă bateți cu eretici. Toate astea le fac cei care nu au primit Duhul Sfânt și cei care nu sunt martori. Și îi știm, dacă ne uităm în istorie. Și vedem cu ochii noștri și astăzi. O indiferent cum și-ar spune. Veți primi putere când va veni Duhul și veți fi martorii mei. Le spune ce vor primi, când vor primi și pentru ce vor primi. Nu lasă Domnul puncte să-și pune ei acolo propriile concluzii. Trebuie ca noi, la 2000 de ani distanță, ca o adunare a Domnului, ca și celelalte adunări, că nu suntem singuri, slavă Domnului, trebuie și noi la rândul nostru să arătăm că avem această calitate, această putere? Eu cred că da. Și dacă o să mă întrebați de unde cred, pentru că mă uit în text și văd că concluzia sau scopul este să fii martor. V-am spus mai devreme că adunarea din Ierusalim, să știți că într-o măsură prin formarea de noi adunări, prin fondarea de adunări și alte adunări fondează alte adunări, să știți că ea trăiește. Adam e mort, dar genetica lui, dacă vreți, există. Gena lui în continuare a supraviețuit. Și noi eram, dacă vreți, în coapsele primei adunări, dacă e să folosesc metafora aceasta. Păi și noi trebuie să arătăm același genom al mărturiei. Și da, trebuie și noi să avem această putere, această calitate de a arăta o mărturie. Noi n-am fost botezați în Duhul Sfânt. Nu aveam nevoie și n-avem nevoie de asta. Adunarea primară, cum îi spunem, sau cea din care descindem, Ierusalimul, a avut parte de așa ceva, ca să fie martori. Dar dacă vrem să arătăm că suntem din ea, păi și noi trebuie să avem o mărturie ca ea. E logic. Și fie vorba între noi și teologic. Da, trebuie să arătăm lucrul acesta practic, exact cum l-a arătat și întâi în Ierusalim, toată Iudeea, Samaria și până la marginea pământului. Expresia literală până la marginea pământului înseamnă până la extrema cea mai depărtată. Eschatos în greacă. De unde avem noi eschatologie. Da? Studiu care se ocupă de lucrurile viitoare. Au mers ei până la marginea pământului. Literal vorbind, n-au mers, călca piciorul lor, dacă ai face circumferința pământului. Dar au mers tot până acolo în care, încă unde le-a încăduit Dumnezeu și le-a scos în fața oportunității. Au mers, știți, au mers. Cu toate mijloacele care au avut la dispoziție. Mai sărăcăcioasă decât noi. Și noi avem datoria și orice adunare are datoria aceasta. Matei 28. Mergeți în toată lumea și faceți ucenici. Dacă în Matei 28 li se dă autoritatea de a face asta, aici vedem că li se vorbește despre putere de a fi martori. Să știți că avem nevoie de amândouă, fără un mandat și o împuternicire, poți să fii tu cât de puternic vrei, nu o să poți să fii niciodată un polițist. Și la fel, oricât de multă autoritate ai avea, polițistul polițiștilor să fii, dacă nu ești instruit și n-ai putere, o să te dovedească și cel mai slab infractor.
Da, Matei 28 vedem autoritatea lui Hristos și delegarea ei explicită și limitată în ceva, în mandatul mare trimiteri, și aici vedem că trebuie să primească o putere ca să fie martor. Și adunarea are nevoie de amândouă, și de autoritate și de putere. Și slavă Domnului că s-a întâmplat. Domnul a dat și autoritate și mandat și le-a dat și putere să facă asta. Avem și noi autoritate când facem ceva. În puterea cui facem ce facem? A brațului nostru de carne sau a Duhului de viață care e în noi și printre noi? Lucruri practice. Ei au făcut pe baza autorității lăsate de Hristos și în puterea Lui. Slavă Domnului pentru asta. În timp ce vorbea cu ei, textul spune că a fost ridicat, înălțat, și în timp ce se ducea, au văzut doi bărbați în veșminte albe. Bărbați galilei. Nu le-a spus bărbaților, ci că bărbați galilei. Asta arată că îngerii cunoșteau. Acest Iisus care a fost înălțat de la voi, așa va veni. E cum a fost înălțat Iisus de la ei? În Duh? În Duh, suflet și trup. Și cu trupul. Și un detaliu interesant, pentru că acest Iisus așa va veni. L-ați văzut că pleacă vizibil, să știți că se va întoarce tot vizibil. Nu am să intru aici în discuții în ce privește norul, era un nor, cum ne uităm noi pe cer, era o manifestare a unor îngeri care forma un nor. Nu asta e important. Dar să știți că așa cum l-ați văzut, așa va și reveni. Și mi se pare un detaliu foarte important. Ce fac ei? După ce le spun îngerii în felul în care l-ați văzut mergând la cer, așa se va și întoarce. Atunci s-au întors la Ierusalim. Au ascultat ei de ce le-a spus Domnul. Nu vă depărtați de Ierusalim. Deci din muntele măslinilor vin la Ierusalim, care este aproape de Ierusalim cât un drum de sabat. Un drum de sabat, în general, se aproximează ca a fi în legătură strânsă cu o milă terestră, maritimă, ci o milă terestră. În general, sunt 2000 de coți. Dacă e să ne gândim în modul în care explicau rabinii acest drum de sabat. Oricum, e un lucru caracteristic pentru societatea iudaică de atunci. Domnule poruncise cum să arate un drum, câți coți să aibă un drum în ziua sabatului. Domnul a dat alte porunci. Ei puseseră lungimea asta tocmai ca să n-ajungi cumva să calci porunca Domnului. Era un fel de poruncă care să te prevină să calci porunca Domnului cu drumul sabatului. Dar detaliul aici este dat pentru că să nu uităm, Luca scrie lui Teofil. Și Teofil trebuia să înțeleagă la ce să se raporteze. Trebuia unitate de măsură. Când au intrat, s-au suit în camera de sus și vedem pe cei care stăteau în camera de sus. Și ce făceau? Toți aceștia stăruiau, ce amintiți în versetul 13, într-un gând, în rugăciune și cere, împreună cu femeile, cu Maria, mama lui Iisus și împreună cu frații lui. Erau cei 12, ni se spune că erau cu femeile, ni se spune și că era Maria, mama lui Iisus, care se înălțase de la cer, și împreună cu frații lui. Frații lui de aici nu sunt frații de credință, cum ar vrea unii să crede, ci sunt frații de trup. Da, Domnul avea frați de trup, să nu ne speriem de realitatea sau să ne fie rușine. Erau acolo. Și vedem că unul dintre ei ajunge să fie și un stâlp în adunarea din Ierusalim. Două lucruri importante pe care vreau să le vedem aici ca practică a adunării. Adunării din Ierusalim. Se adunau să se roage împreună și erau într-un gând. Sau am putea spune în unitate, în acord. În acord, nu în dezacord. Ai lasă pe aia 12 să se roage pentru ce vor, lasă că noi ne rugăm pentru altul. Nu. Fie vorba între noi, nu se rugau lui Maria.
toți aceștia stăruiau împreună cu. Toți aceștia fiind cei descriși în versetul 13. Nu stăreau de Maria, ci stăreau împreună cu femeile și cu Maria. Mare atenție la ce spune textul, nu la ce ar vrea unii să spună textul. Erau adunați să se roage împreună, aveau un scop. Și erau într-un gând în acest scop în unitate. Și acum vine întrebarea, pentru că atunci când te uiți la practică, te întrebi ca într-o oglindă ce practică am eu. Aici nu e vorba de rugăciune individuală. E important, e nevoie de ea. Textul nostru ne vorbește despre faptul că o pluralitate de oameni, cei 12, cei 11, putem spune cei 12 până la urmă, dar cei 11, că atâți erau la număr acum, plus femeile, plus Maria, plus frații Domnului, ce făceau? Erau adunați și împreună se rugau. Aveau un scop comun. Adunarea era cu un scop comun, la care aderau voluntari și o făceau în unitate. Avem și noi, în dreptul nostru, ca adunare, că despre asta vorbim, că ne adunăm. Și nu numai ca adunare, ci și ca grup în zona în care suntem. Un țel comun, ceva constant, suntem în gând, în unitate, în acord, pe context e vorba de rugăciune. Și să știți că o adunare care nu se roagă va falimenta în N domenii. Mai spun o dată, o adunare care nu se roagă și nu își face un țel din a se ruga, din a mijlocii, nu înțelege că Petru spune, voi sunteți o seminție aleasă, o preoție sfântă. Rolul unui preot este să mijlocească. Cum? Și prin rugăciune. Ce au făcut ei când l-au prins pe Petru și l-a pus în temniță? Se adunau și constant se rugau ca Domnul să aibă milă. Aveau un scop comun, aveau unitate și o făceau în rugăciune. O să vedem că au aruncat sorțul, literal lotul, pentru cum? Așteptând o profeție sau o descoperire, o viziune? Nu, dragii mei, în același duh al rugăciunii. Pentru că cauți voia lui Dumnezeu și vrei să te deschizi și față de Dumnezeu și față de semenii tăi prin rugăciune. Două lucruri importante încă o dată, ca practică. Se adunau să se roage și făceau lucrul ăsta în acord. Sau într-un gând. Și noi, dacă vrem să arătăm că avem aceeași genetică, aceeași natură, astea două trebuie să le facem și noi. Și adunarea care nu face lucrurile astea, nu înțelege corect ce înseamnă să fie o preoție sfântă. Preoția sfântă nu înseamnă doar să te apuci să predii sau să faci minuni cum făceau ei. Minunile s-au încheiat, dar nu la asta rezum preoția. Ci fie vorba între noi, nu toate adunările au avut proroci sau oameni care au făcut minuni între ei. Nu erau ele parte din această preoție pe care Domnul a pus-o în legământul cel nou deoparte pentru el? Boba, da! Și rugăciunea și mijlocirea sunt parte din datoriile noastre ca preoți, ca mijlocitori. În zilele acelea, versetul 15, ridicându-se în mijlocul fraților, și aici avem o explicație cu mulțimea celor adunați, sau literal mulțimea numelor adunate împreună, era de aproape 120. Nu o să intru în simbolistica celor 120, vreau doar să vă amintesc că ce mi se pare foarte frumos și foarte important în armonia Vechiului Testament cu Noul Testament este că atunci când Șechina s-a coborât la templu, erau câți? Preoți. 120. Câți erau aici când se coboară Dumnezeu? Șechina, dacă vezi, sau gloria lui Dumnezeu manifestată în limbi de foc vizibile. Limca de foc. Păi tot 120.
Interesant. Detaliu. Un alt detaliu este că mulțimea aceasta de nume, de 120 de nume, erau cunoscute. Dacă vreți, erau nume înregistrate undeva. Ceea ce e important, pentru că valoarea nu e pusă la nimereală, ci este o valoare care era scoasă de undeva. Că o fi avut Luca exact acces la registrul membral, dacă vreți, sau la înregistrarea acestor intrări cu 120 și a spus, am numărat 120 sau cum s-a făcut exact, nu știu. Dar el ne dă o valoare care era concretă, sensul fiind că era o mulțime de nume care erau înregistrate undeva. Deci ei nu doar că nu existau ca biserică cu ghilimele de rigoare, cum predică mulți astăzi, ca la cincizecimea la ființă. Ba, înainte de cincizecime, erau foarte organizați, să știți. 120 și îl știau. Le știau. Atenție, 120 și știau lucrurile astea. Iarăși un detaliu, cel mai probabil nu erau adunați toți care credeau în Iisus ca Mesia din Ierusalim. Nicodim nu i-a amintit pe aici. Și mai erau și alții care credeau în Iisus în momentul ăla. Și nu ne referim aici dintre ucenicii lui care erau în Galileea. Alții decât aceștia. Erau aici cei care au decis să se identifice cu Iisus ca învățător, să-i fie ucenici. Doctrină și practică, inclusiv botez. Unsprezece apostoli în momentul ăsta. Matia era și el aici. Era și celălalt care a fost pus înaintea lor. Erau femeile. Cel mai probabil erau și cei 70. Și restul până la 120. Deci nu erau toți cei care, să zicem, fuseseră conștientizați că Iisus este Mesia. Sau multitudinea celor născuți din nou, ca să fiu mai direct. Mai erau născuți din nou în Israel și în alte părți. De aici erau doar 120 ca nume de bărbați. Și asta e un detaliu important. Pentru că dacă într-adevăr, așa cum se predică, ar fi fost toți mântuiți sau toți candidați la o posibilă mântuire când vine Duhul, pe ei nu mai erau nemântuiți în Israel. Pe când aici mai erau ucenici de lui, oameni care erau cunoscuți pentru pocăință și nu erau prezenți. Ce face Petru? Se ridică în mijlocul fraților. Mai ne aducem aminte ce îi spune Domnului Petru, că am studiat Evanghelia pe oameni. Paște, mielușei mei, paște, oile mele, sau literal, hrănește, ia-ți însărcinarea și rolul de păstor. Ce face Petru? O fi fost el mai vocal, mai în vârstă, mai cu pieptul înainte să fie primul, dar să știți că aici așa asumă rolul și știți de unde știm asta? Că nu mai e Petru la care zice eu merg cu tine și până la moarte și scot sabia și tai ca urechea marele preot. Nu. Nu mai este firea cea care îl propusează înainte. Știți ce îl propusează înainte? Fraților, trebuia să se împlinească Scriptura pe care Duhul Sfânt a spus-o mai înainte. Deci el se ridică, ia cuvântul în mijlocul fraților, folosind ca temei, ca argument, Scriptura. Scriptura. Și ăsta e un alt lucru pe care vreau să-l învățăm. Atunci când avem pe inimă să facem ceva sau când vorbim de un păstor care se ridică să dea o direcție adunării, el trebuie să aibă la bază ce? Scriptura. Pentru că Scriptura este nu doar revelația lui Dumnezeu, este revelația finală. Nu este una din revelații. Nu mai trebuie să vină nu știu care profet sau proroc sau mai știu eu ce alte vederi mai pot avea alții sau alte mecanisme unelte le pun alții în față. Scriptura e finală. E autoritatea finală. Și pentru că e autoritatea finală, o folosesc și mă argumentez. Vin și propun. Că asta s-a întâmplat aici. Avem un păstor care propune adunări. Atenție, că e important detaliul ăsta.
Nu propune unui cerc restrâns de 11 din 120. Propune față de toți. Suntem la lucrurile practice, să nu uităm. Deci mulțimea celor adunați se uită la Petru care se ridică în mijlocul lor, se ridică dintre ei, înseamnă că se aveau relații pe orizontală asemănătoare, dacă vreți pe același nivel. Nu era unul de sus și unii jos. Din mijlocul lor. Și spune, fraților, trebuia să împlinească Scriptura. Deci folosește Scriptura ca autoritate finală, explică ce s-a întâmplat cu Iuda, deci explică un eveniment actual, moartea lui Iuda, prin prisma prorociei Scripturii. Și le aduce argumente din cartea psalmilor sau psaltirea. Deci Petru își asumă rolul de lider, de păstor pe care l-a dat Domnul și nu tărăgânează lucrurile. Propune realegerea unui alt apostol care să ia locul lui Iuda Iscariotean. Propunerea aceasta vine pe temeiul Scripturii. Că spune slujba lui de supraveghetor, episcop, s-o ia altul. De unde scoate asta? A visat Petru? Nu. Petru folosește Scriptura. Avem nevoie să alegem unul pentru că Scriptura ne poruncește asta. Și noi ne manifestăm ascultarea care face mai mult decât jertfele pe temeiul a ce? A revelației din Scriptură. Vedeți câte lucruri practice vedem în acest prim capitol? Un mic detaliu, n-am să poposesc mult asupra lui. Trebuia să se împlinească Scriptura, versetul 16, pe care Duhul Sfânt a spus-o mai înainte. Ce a spus Duhul s-a împlinit și aici se vede ce? Dumnezeirea Duhului. Pentru că ceea ce Duhul a spus s-a împlinit. Și într-o măsură vedem și inspirația Scripturii, dată tot de Duhul Sfânt. Deci Duhul Sfânt este asemănat aici cu o persoană care spune și se împlinește. Și spune cu mult înainte să se întâmple ceea ce s-a întâmplat sub ochii lor. Și să știți că da, într-adevăr, aici se vede și dumnezeirea Duhului Sfânt. Să nu uităm punctul de plecare, de argumentare, temeiul lui Petru este Scriptura. Ei își văd nevoia pe baza Scripturii și nu doar că își văd nevoia pe baza Scripturii, să știți că tot din Scriptură caută și împlinirea ei. Că sunt astăzi oameni care văd nevoi chiar pe baza Scripturii, dar când vine vorba să le împlinească, le caută în fire, nu în termenii Scripturii. Și asta se vede în toate domeniile, de la alegerea slujitorilor, la modul de organizare, la cum practici rânduielile și așa mai departe. Da, e nevoie ca adunare să facă, să aibă niște rânduieli. Nevoia asta, Scriptura ne vorbește de ea. Cine spune și cum se împlinește? Dar oare câți mai au seama la Scriptura astăzi? Și o folosesc autoritate finală. 4 întrebări. Cine a făcut propunerea? De la 15 la 26, cum avem noi aici. Cine vine și spune slujba lui de supraveghetor trebuie să o ia altul? Petru, în calitate de păstor, și-a asumat răspunderea trasată de Domnul. Cine a venit cu numele candidaților? Frații mei, comitetul, format din apostoli. Cine a venit cu propunerea? Cu numele deci propunerea Petru, cine vine cu numele candidaților? Și au pus înainte pe doi, plural. Cine? Cei la care te adresezi. Da? Ce au făcut în fapte 6, să ajungem acolo? Păi, trebuie să nu slujim la mese, pentru că mandatul nostru este să ne rugăm să provodim Scriptura. Nu că slujitul la mese n-ar fi bun. Dar e o alterare a priorităților. Cine a venit cu cei 6? Petru a venit și le-a spus, și cu Ioan, dacă nu mă știu, păi, alegeți voi dintre voi. Și adunarea a venit cu numele. Petru face același lucru aici.
vine cu o propunere și cei de acolo, 120 dacă vreți, au pus înainte pe doi, pe Iosif și pe Matia. Adunarea vine, să știți, cu numele candidaților. Asta arată că ea este receptivă la propunere. Cine alege? Cei 11. Noi suntem 11, noi trebuie să alegem pe al 12-lea. Voi vă uitați la noi. Nu. Propunerea lui Petru, adunarea vine cu numele candidaților și adunarea, să știți, că este cea care alege. Adunarea, atenție, sub călăuzirea Duhului Sfânt. Pentru că vedem că s-au rugat, nu doar cei 11, s-au rugat cu toții, pentru că aveau obiceiul anterior pe care îl vedem în 14 să stăruiască. Nu era ceva străin de ei. S-au rugat și au spus: Tu, Doamne, cunoscător al inimilor tuturor, arată pe acela pe care din aceștia doi ai ales. Să știți că apostolii nu au avut descoperire atunci. O trebuie și ei să se roage cu ceilalți. Din punct de vedere uman, puteam spune că au fost limitați de condiția lor umană. Din punct de vedere al modului în care e construit o adunare, n-au avut nicio limitare. Și aș vrea să vă mai spun un principiu important. Limitarea noastră umană niciodată nu va limita ceea ce Dumnezeu creează. În ciuda limitării noastre umane, Dumnezeu a lăsat adunarea, a dat porunci și legi care ca să poată să existe. În ciuda limitării noastre umane. Și atâta timp când noi rămânem la fundament, la Scriptură, să știți că nu o să avem nicio limitare în ciuda limitării noastre umane. Chiar dacă noi nu știm în momentul ăsta, noi avem uneltre ca să ajungem prin credincioșie să știm ce avem de făcut. Avem călăuzirea Duhului. Tocmai pentru că nu suntem lăsați descoperiți și nu suntem lăsați la voia întâmplării, să fim falimentari. Dar ori de câte ori ne considerăm că suntem ceva, o să fim falimentari. S-a rugat și au spus: Doamne, cunoscător al inimii tuturor, arată pe care din aceștia doi ales să primească sorțul sau locul acestei slujbe. Știu că există destul de multe dezbateri vis-a-vis de cum a fost aruncarea sorțului. N-aș vrea să intru în direcția asta pentru că nu e scopul nostru până la urmă. Suntem la viața și practica adunării. Practica asta al aruncării sorțului, dacă vreți, nu mai reîntâlnim nicăieri. Și nu este promovată nicăieri. N-a practicat-o Iisus, n-a poruncit-o Iisus și nici nu o vedem relatat în vreuna din epistole, nici măcar în cele pastorale. Și nici nu o vedem întâmplându-se cu alte ocazii în Cartea Fapte. Cel puțin eu nu mi-aduc aminte. Dar ăsta e un eveniment, am putea spune, aparte. Și l-au tratat cu seriozitate. O să vă spun ce știm și o să vă spun ce știm că nu s-a întâmplat. Ce știm că s-a întâmplat și ce știm că nu s-a întâmplat. Cum au ajuns să aleagă? Ce mijloc au folosit? 24. S-au rugat. Deci procesul a reprezentat. Ai fost înaintea Domnului, așteptai puterea, ai văzut în timp ce te rugai și căutai voia lui Dumnezeu, pe baza Scripturii, că ai o problemă, ai un minus. Scriptura îți arată nevoia, Scriptura îți arată împlinirea. Trebuie ca să alegem slujba lui de supraveghetor să o ia altul. Asta e suplinirea nevoii pe baza Scripturii. Scriptura îți arată deficitul, Scriptura îți dă soluția și tu trebuie să te supui ei. Și dacă ne întrebăm cum, vedem aici, dacă vreți, șablonul, tiparul. S-au rugat Domnului, recunoscând autoritatea acestuia și faptul că El cunoaște inimile și că ei sunt limitați. În imaginea asta nu te duci să te rogi unii inferior, te rogi unii superior. Îți recunoști starea și dependența. Și Domnul nu întârzie să răspundă. Deci mijlocul folosit a fost că s-au rugat. N-au așteptat descoperiri, n-au așteptat să vină făgăduința Tatălui. Mi se pare foarte interesant. Punem totul pe pauză până vine Duhul. Și atunci alegem. Nu, dragii mei. Ei au trăit ca adunare și și-au folosit toate uneltele puse la dispoziție și slavă Domnului că le aveau.
înainte ca să vină Duhul. Au înțeles, este ceva ce noi nu înțelegem de multe ori. Sau nu vrem să înțelegem. Bineînțeles că au înțeles. N-au cotat prorocii, vedenii. Nu. Și încă o dată repet, apostolii nu au avut descoperirea în momentul ăla. Domnul mi-a vorbit că Matia. Și ei au trebuit să se roage. Deci știm că s-au rugat. Ce știm că nu au făcut. Nu au lăsat pe apostol să aleagă și să desemneze ei și ei să zică, să ducă mâna la tâmplă, să zică, să trăiți, am înțeles. Adunarea pe de-antregul își asumă răspunderea. Pentru că adunarea pe de-antregul avea acces la Scripturi, cunoșteau Scripturile și ei aveau aceeași Duh să împlinească Scripturile. Nu au folosit tiparul uman de a trage la sorți în temea pe superstiții. Trage în paiul scurt textul, nu spune că au tras pe scurt. Nu erau străini de ce înseamnă să arunci sorțul sau lotul. N-am să intru ca detalii, dar de obicei se întâmplau două lucruri. Una era să ai... O variantă era, cum e astăzi, să ai urnă. Să pui numele cuiva într-o parte și în partea elaltă să pui alte loturi cu, de exemplu, slujba. Și când trăgeai, să faci o potrivire. Mai vedem noi astăzi anumite state democratice, chiar și la noi, că se face cu bile albe, bile negre și așa mai departe. Alții nu mai foloseau urnele, ci exista un loc comun în care se întâmpla asta. Și exista și o persoană desemnată ca să facă această selecționare. Nu ni se spune, de exemplu, în text că Petru a ales el. Nu spune așa. Spune că Doamne, ne rugăm să ne arăți, să ne descoperi, ca să primească locul sau sorsul acestei slujbe și au tras la sorți și sorțul a căzut pe Matia. De a fi rapăr, procedeul nu ne este spus cu lux de amănunte, pentru că nu procedeul e important. E important ca să ne rugăm. E important ca să căutăm voia lui Dumnezeu. E important să înțelegem limitarea noastră și dependența de El. Și e important să înțelegem că trebuie să facem asta într-un gând și în acord. Astea sunt principiile. Nu sorțul. Că degeaba ai sorțul și, și renunți la toate astea. Dar poți să ai toate astea și să funcționezi cum trebuie, în ciuda lipsii sorțului. Nu au lăsat pe apostol să aleagă, ci și-au asumat cu toții răspunderea. Nu au folosit tiparul uman de a trage la sorți. Și atenție, nu au ispitit pe Domnul. Eu zic că astea sunt lucruri foarte importante pe care le vedem în viața acestei adunări. Ghilimele de rigoare, mama noastră din care, până la urmă, deși în toate adunările, prin voia Domnului, și noi vom fi binecuvântați de Dumnezeu dacă facem și noi ce au făcut ei. Dacă recunoaștem suveranitatea lui Dumnezeu, dacă recunoaștem că până la urmă, pe care din aceștia doi ai ales? Pentru că este adunarea ta, nu e a mea. Ei nu aveau ideea de șefie. Toți de aici, inclusiv apostolii, mai spun o dată apostolii, poate noi nu înțelegem sau nu ne-am gândit la lucrul ăsta. Dar cum ar fi să ai 12 apostoli? Și toți să spună, știi, Hristos e mai mare decât mine și slujba aceasta, deși o fac și o facem, totuși nu noi suntem capabili să alegem. Și noi, apostolii, avem nevoie să fim călăuziți de Dumnezeu, pentru că este apostolia Lui, este în joc reputația Lui, este adunarea Lui, sunt lucruri mai mari decât propria persoană sau grupul nostru. Și atunci când gândești în termenii ăștia, da, ești mult mai aproape de a gloriei lui Dumnezeu. Dar când gândești, cercul meu, eu, apostol, cine mai e ca mine? Faliment total. Tu, Doamne, Tu ești cunoscător. Tu ești suveranul, Tu ai dreptul și noi ne supunem ție. E normal să existe propuneri în adunare. Exact cum a făcut și Petru. E normal să vină propuneri din partea celor care slujește sau este desemnat ca păstor. Doamne, ajută să fie cât mai benefice pentru adunările lui. Asta e un tipar normal.
Și vreau să înțelegem că aceste propuneri trebuie să vină pentru că vedem niște realități prin ochii Scripturii și căutăm împlinirea prin ochii Scripturii. Astea sunt principii pe care le găsim cu subiect și predicat. Dacă le căutăm prin fire, prin descoperiri în afara Scripturii, extra Scriptura, vom falimenta. Și să știți că toate lucrurile acestea s-au împlinit sau s-au întâmplat în felul acesta pentru că mijlocul pe care Dumnezeu l-a pregătit și față de care noi trebuie să arătăm credincioșie este să ne rugăm și să fim într-un gând în acord. Adunarea care nu se roagă nici nu va ajunge să discearnă voia lui Dumnezeu. E ca și când mergi cu lampa în mână și nu vezi. Problema nu e la lampă. Noi avem Scriptura, problema nu e la ea. Problema este la atitudinea inimii noastre și a modului în care alegem să ne poziționăm față de ea. Pentru că dacă ea este lampa, ea mă ghidează. Nu eu pe ea. Da, ține Scriptura în mână, slava Domnului, dar ea nu stă pentru că noi o ținem în mână. Noi suntem chemați să fim stâlp și temelie. Adică acea construcție care promovează, să, dacă vreți, este imaginea aceea în care ai niște stâlpi pe care stă în cetatea, în polisul grecesc, sau locurile de valoare. Valoarea nu e în construcție, ci în ceea ce prezintă construcția. La fel, valoarea nu e noi. Adevărul, noi trebuie să fim cei care prezintă adevărul și ne supunem noi. Ne oprim aici astăzi și mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrurile astea care le-am învățat, pentru că sunt lucruri practice, să știți. Și Dumnezeu să ne ajute ca aceste practici, această realitate să fie și realitatea mea și realitatea adunării în care Domnul m-a așezat. Și dacă constatăm că avem lipsuri undeva, uităm la Scriptură și ne întărim aici. Ca să fim mai ascultători, mai credincioși, mai binecuvântați. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin.